Salutări și bine v-am regăsit la un nou tutorial din serie Space Invaders. Astăzi continuăm cu generarea tiparelor de inamici. Dorim ca inamicii să nu se spawneze de la început, să nu se creeze de la început în scenă, în nivel. Vrem ca ei să apară în afara ecranului și să intre și să se poziționeze exact unde dorim. Fie că este subtipar circular sau subtipar tabelar. Deci, să mai stăm la discuții și hai să începem. Pentru asta avem nevoie să creăm un obiect gol pe care îl numim mișcare circulară. O să-i punem o etichetă care o numim tip mișcare și o să aflați la ce o folosim atunci când o să lucrăm la codul pentru inamic. Bun. Și o atribuim tip mișcare și ca să fim siguri o punem aici ca să fie o instanță. O să fie un prefab. Așa, mișcare. Să facem să fie galbenă, ca să vedem. Bun, și mai creăm un obiect gol. Mișcare liniară. Bun. Îi punem eticheta tip mișcare și îl facem să fie portocaliu. Bun. Și îl punem aici, ca să salveze. Putem să le mutăm. Bun. Vrem ca inamicul să găsească un tip de mișcare, fie circulară, fie liniară, și dacă este liber, dacă nu există un alt inamic care să fi ajuns la el, deja, să nu îl fi selectat, atunci să meargă înspre această țintă, dacă vreți să denumim așa. Bun. Pentru asta avem nevoie să creăm un script, o clasă, care să le cuprindă și pe amândouă, să cuprindă ambele tipuri de mișcări. Cum am făcut la tipul de tabele. Tipul de valuri, pardon. Deci atunci creăm o clasă nouă, abstractă. Atunci o numim tip mișcare. O deschidem în mono behavior, în mono develop, pardon. Moștenește mono behavior, bun. Și va avea, va fi abstract. Și vom avea un atribut public, bool, și este liber, pe care îl inițializăm cu adevărat, adică true. Bun. Salvăm. Și putem să închidem. Să vedem cum se registrează. Asta înregistrează bine. Bun, deci totul este în regulă pentru că am avut anumite încercări și nu s-a înregistrat bine și a trebuit să o iau de la capăt. Vă rog să mă scuzați pentru asta. Așa. Bun. Mai trebuie să creăm un script. O clasă pentru mișcarea circulară, adăugăm deja o componentă aici, să zicem mișcare circulară. Bun. Creăm și adăugăm și deschidem în monodevelop. Bun. Avem nevoie ca
Mișcarea circulară să moștenească tip mișcare. Bun. Și avem aici nevoie de un public, avem nevoie de o rază, float rază, egal 5, de exemplu, f. Avem nevoie de o viteză cu care să se deplaseze, public, float, viteză. Putem să nu inițializăm deocamdată. Public float. Un pas pentru unghi. Pas unghi. Egal 20, de exemplu. Și un public float. Unghi inițial. Bun. Egal 0. Și avem nevoie de un vector 3, o poziție pentru centru. Centrul în jurul căruia se învârte acea țintă. Bun. În start, centru este egal cu transform.position. Bun. În update, trebuie să verificăm dacă unghiul pe care îl face unghiul inițial, deci unghiul inițial, trebuie să verificăm dacă este mai mare decât 360, mai mare sau egal, sau mai mic sau egal decât minus 360. Și pentru asta, unghi inițial, mai mare sau egal decât 360, sau unghi inițial, mai mic sau egal decât minus 360. Bun. F, putem pune F ca să fie valori reale. Și cu virgulă. Bun. Și atunci facem ca unghiul inițial să fie 0. Și acum, unghiul inițial o să-l incrementăm. Bine, am putea să facem și cu o variabilă privată care la început primește valoarea unghiului inițial, dar acum că... Na, hai să facem așa. Private float unghi. Și atunci unghi egal unghi inițial. Pardon, unghi inițial. Și aici trebuie să punem în loc de unghi inițial, unghi. Și facem asta doar pentru protecție. Și atunci tot unghi. Bun. Acum primește pas unghi. Deci mereu incrementăm pas unghi. Înmulțim cu timpul. Time. Punct delta time. Și înmulțim cu viteza. Și acum, poziția obiectului folosim, pentru poziția obiectului folosim trigonometria. Nu vă speriați. Transform.position vom folosi doar funcțiile cosinus și sinus. Pardon, este egal cu nou vector 3. Aici punem mat f punct funcția cosinus, deci valoarea poziției pe axa x este dată de funcția cosinus și aici trebuie să transformăm din grade în radiani mat f și avem și unity are funcția asta degree to rate radians, pardon. Și înmulțim cu unghi. Și aici putem să înmulțim cu rază. Și adunăm centru punct poziția X. Bun. Putem să copiem toată asta. Ctrl C. Ctrl V. În loc de centru punct X, punem centru punct Y.
Și în loc de cosinus, punem sinus. Bun. Și pe urmă punem 0. Și atât. Și am terminat aici mișcarea circulară. O salvăm. Și acum mergem să verificăm. Deci, trebuie să ne uităm aici. Putem să dezactivăm generatorul de dinamici ca să ne fie mai ușor să vedem. Bun. Și dăm un start. Și ne uităm aici. A, da, am uitat. Mișcarea circulară să punem viteza. Și dacă e pozitivă, se mișcă în sensul invers a celor de ceasornic. Dacă e negativă, punem, se face așa. În sensul acelor. Bun, a trebuit să modificăm un pic la mișcarea circulară, să facem inițial să fie 5, de exemplu. Puteți să modificați cum vreți. Bun, și acum trecem la mișcarea liniară. Ne ducem aici. Mișcare liniară. Și la mișcare liniară o să folosim ceea ce am scris pentru mișcarea inamicului. Îl deschidem în monodevelop. Bun. Deschidem și codul pentru, pardon, codul pentru inamic și începem să copiem anumite lucruri. Luăm viteza, o copiem. Ctrl V. Mișcarea circulară putem să o închidem. Bun. Avem nevoie de valorile astea, dreapta, Ctrl C. Să putem să le luăm direct, că nu mai avem nevoie de ele. Aici. Distanță de interpolare la fel, putem să luăm Ctrl X, Ctrl V. Bun, luăm poziție, Ctrl X, Ctrl V. Și luăm totul de aici, Ctrl X. Punem aici. Și ar trebui să-și facă treaba. Salvăm. Salvăm și la inamic. Și acum. Bun. A, da, am uitat. Trebuie să facem ca să moștenească de la tip de mișcare. Nu la inamic. La mișcare lineală. Tip. Mișcare. Salvăm. Și acum apare și dacă este liber. La fel și aici este liber. Bun, și dacă dăm. Uităm. Funcționează. Bun. Acum. Vrem să facem ca inamicul să găsească acel tip de mișcare și se ducă înspre el. Bun, putem să închidem mișcarea liniară și avem nevoie de o țintă. Deci putem să punem, să zicem, aici. O facem publică deocamdată ca să verificăm. Transform. Transform. Țintă. Și avem nevoie, e un termen nou acum, pentru cei care nu ați programat. Se numește enumerație, public, enum, și îi dăm un nume numit stări. Și aici putem să punem mai multe constante. Și, de exemplu, poate să fie o stare creat și o stare de urmărire. Pentru că atunci când îl creăm, vrem ca să depisteze acel obiect, acea mișcare. Și se ducă înspre ea. Și când
Când a ajuns la acel obiect, îl tot urmărește și stă pe poziția sa. Bun. Și atunci, aici, putem să facem așa. Public. Stări. Stare inamic. Egal. Stări. Creat. Deci când este creat, deja este deja în stare creat. Pe scurt. Bun. Aici. Trebuie să vedem dacă e în starea creat și dacă e în starea urmărire. Deci dacă stare inamic egal stări creat, atunci face ceva. Else, if stare inamic egal stări urmărire, face altceva. Pardon. Și atunci, verificăm întâi dacă are o țintă. Deci, if target, pardon, nu target, scuzați, e în greu. Țintă este nulă, atunci începem să o căutăm. Și facem așa, astfel încât în game object facem o listă, prin asta creăm o listă, ținte posibile. Da? Egal cu game object punct find game object. Fiți atenți că întâi trebuie să fie S. Deci găsește toate obiectele cu o anumită etichetă. Și introducem eticheta tip mișcare. Fiți atenți că obiectul trebuie să aibă eticheta tip mișcare. Să fie exact acel lucru pe care ne introducem aici. Deci, tip mișcare. Așa. Bun. Și acum facem for int i egal cu 0. Parcurgem toată lista. I mai mic decât ținte posibile punct length. Deci toată lista i plus plus. Și acum. Așa. Avem nevoie tip de mișcare. Temporar egal cu ținte posibile de pe poziția i punct get component luăm componenta tip de mișcare. Deci găsim tipul de mișcare. Pentru că dacă avem dacă căutăm obiectele cu eticheta tip de mișcare, s-ar presupune că au deja în ele un script tip de mișcare și pentru că este mișcare circulară și mișcare liniară care moștenesc de la tipul de mișcare, atunci sunt și ele tipuri de mișcare. Asta ar fi explicația. Bun. Dacă temporar punct este liber, deci dacă este liber, atunci facem ca temporar punct este liber să nu mai fie liber, adică este fals. Bun. Bun. Facem ca ținta să fie ținte posibile de pe poziția i, pardon, punct transform. Deci luăm efectiv ca aia să fie ținta și ieșim din această buclă,
Din cauza că deja am găsit o țintă liberă, nu are rost să mai căutăm. Bun. Deci asta e pentru atunci când numai ținta este nulă, else, deci în cazul în care ținta nu mai este nulă, trebuie să verificăm dacă distanța dintre inamic și țintă sunt foarte apropiate. Dacă sunt foarte apropiate, atunci facem ca if, deci transform.position minus, așa calculăm distanța, țintă.position așa obținem direcția și prin magnitudine efectiv se calculează distanța. Mai mic decât 0.1f. Am dat așa. Atunci trece în starea de urmărire, dar înainte transform.position egal țintă.position. Bun. Da, am uitat. Stare inamic egal stări urmărire. Un else. Așa. Transform punct position egal vector 3, folosim o funcție specială din vector 3, move towards și transform punct position, adică poziția obiectului nostru actual, și punem ținta punct position și aici timp delta time ori viteză și aici putem să punem o variabilă boost viteză și undeva aici după viteză punem un public float boost viteză egal 2f, de exemplu. Ori boost viteză. Ok. Cam atât ar trebui să fie aici. Și când este în starea de urmărire, control C, o să fie control V. Bun. Salvăm. Înainte de toate, salvăm proiectul. Așa. Și acum o să punem doi inamici, unul aici și unul aici. Și să vedem dacă merge. Și acum fiecare urmărește. Ok. Din câte vedem, au. Așa urmărește. Trebuie jucat un pic, trebuie să ne jucăm un pic cu variabilele, să facem așa încât să poată să ajungă. Deci putem să facem 2, de exemplu, și atunci o să ajungă și. Bun. Asta e una. Bun. Și atunci singura treabă ca să funcționeze aici trebuie să ne uităm un pic la val circular, la script. Cod. Val circular. Ne uităm un pic. Primul cerc.
Și aici trebuie să modificăm, aici să fie un tip de mișcare. Un tip de mișcare și la tipul ăla de mișcare trebuie să incrementăm și raza și deci va trebui să se modifice un pic aici. Și la fel și la valul tabelar. Bun. Cam atât pentru episodul de astăzi. Nu uitați, aștept păreri, opinii în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut, un like ajută foarte mult. Nu uitați să vă abonați pentru mai mult conținut și creați, inspirați și împărtășiți cu ceilalți. Pe data viitoare!